Trăiește sănătos cu Simona. Bun venit la Trăiește sănătos. Astăzi încercăm să aflăm cum identificăm talentele copilului. Foarte important acest aspect și o să ne explici. Alături de noi se află Andreea Ionescu, coach, consilier dezvoltare personală. Andreea, cred că nu greșesc dacă spun că atunci când copilul este trist, nu este ok pentru el și când spun acest lucru, spun în primul rând din punct de vedere al sănătății. Și o să te las pe tine să ne explici cât de important este să descoperim talentele copilului sau ceea ce și-ar dori el să facă, astfel încât să fie fericit, mulțumit și să evolueze frumos în viață. Categoric, este deja cercetat și stabilit că imunitatea este proporțională cu bucuria. Deci cu cât este copilul mai nefericit, cu atât îi scade imunitatea. Și atunci scopul nostru ca părinți este să găsim acele direcții care pe copil îl satisfac și îl împlinesc. Pentru că se întâmplă, de exemplu, să crească într-o familie de medici care consideră că și copilul trebuie să continue tradiția familiei. Și copilul este un artist. Am văzut o asemenea situație. L-au forțat să învețe și să se ducă în direcția pe care familia și-o dorea. Copilul a ajuns la 160 de kilograme. Și după foarte mult efort și operații de micșorare de stomac și o grămadă de tribulații, a ajuns în sfârșit să-și revină și este student în anul 4 la arte plastice. Pentru că în final familia a înțeles că acest copil poate să moară de o complicație cardiacă a obezității numai din cauza că se străduia să le împlinească ambițiile lor. Deci, iată, ar trebui ca părinte să înțelegem că micuțul nostru are propriul destin, propriile trăiri și dorințe. N-ar trebui să proiectăm ceea ce, nu știu, ne-am dorit pentru noi și n-am reușit, să încercăm să împlinim prin copilul nostru. Absolut. Copilul nu este eticheta noastră socială. Nu ne reprezintă, nu este o marcă de mașină, o marcă de îmbrăcăminte sau un tip de casă de mare spectacol pe care să-l arătăm restului societății. Și aș merge mai departe decât atât și aș spune că nu numai să îl accepți, ci să lucrezi activ ca să înțelegi care sunt înclinațiile copilului. Dacă îl vezi că învață foarte ușor la o materie, lasă-l să se dezvolte în direcția respectivă. Dacă e un copil foarte activ, nu-i pretinde să stea 8 ore să-și facă temele și așa mai departe. Deci, în primul rând, avem nevoie de timp ca să putem să observăm copilul și disponibilitate ca să putem să-l observăm. Și apoi, este ca un fel de joc de vânătoare de comori. Încercăm diverse activități și diverse lucruri ca să putem să ne dăm seama care se potrivește cel mai bine copilului nostru. Și spuneam, copilul trist riscă, iată, o imunitate scăzută, pot apărea tot felul de probleme de sănătate. Acum, firesc, apar și momente în care, eu știu, copilul este nemulțumit de ceva. Sunt firești toate acestea. Când știm că există granița aceea care, dacă este trecută, lucrurile scapă de sub control și, așa cum spuneai, pot apărea tot felul de probleme de sănătate. Adică nu poți să fii vesel non-stop 24 de ore din 24, nici tu copilul, nici părintele, de aceea întrebam. De acord. În momentul în care vedem o latență, copilul nu vrea să mănânce, nu vrea să se spele, nu vrea să iasă la joacă, când nu-și mai face temele, când este dezinteresat de ceea ce este în jurul lui, asta ar fi primul semnal de alarmă. Și al doilea semnal de alarmă, când apar dereglările. Deci copii care se îmbolnăvesc foarte frecvent din cauza acestei scăderi de imunitate. Înainte de a pompa o tonă de antibiotice după moda românească, gândiți-vă foarte bine ce e în neregulă în jurul copilului. Sau copii care au simptome de gen diaree când trebuie să plece la școală. Există un factor de stres enorm acolo și datoria noastră ca părinți este să-l investigăm și să vedem ce e de făcut în legătură cu el. Copii care vomită foarte frecvent. Care este factorul toxic în viața lor? Deci există o legătură între ceea ce se întâmplă în jurul copilului, care absorbe ca un burete totul,
și aceste reacții organice, fiziologice, pe care medicii le recunosc și spun, nu știu ce se întâmplă, organul e în regulă, dar e ceva funcțional, spune medicul de obicei. Sau tot felul de probleme ce pot apărea în zona ORL, nas care se înfundă, tot felul de otite, sinuzite, nu? Asta ce înseamnă că este deranjat de ce aude sau vrea să spună ceva și nu poate? Așa se spune. Este foarte interesant să studiem ce se întâmplă cu copilul și dacă este într-un mediu care e poluat fonic, să avem grijă să nu se mai întâmple lucrul ăsta. Mulțumim pentru sfaturi, te așteptăm să revii. Și eu mulțumesc. Rămâi cu noi la Trăiește Sănătos, avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună. Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.